George Emil Palade. La 12 decembrie 1974, în cadrul ceremoniei oficiale de acordare a premiului Nobel, medicul român George Emil Palade susținea lucrarea cu titlul Aspecte intracelulare în procesul de secreție a proteinelor. Era răsplătită cu cea mai înaltă recunoaștere munca de o viață a unui om care, chiar dacă a trăit pe alte meleaguri, a rămas român până în ultima clipă a vieții sale. George Emil Palade s-a născut în 12 noiembrie 1912 la Iași, pe strada Sărărie. Tot la Iași a urmat cursurile primare la școala Mihail Cogălnicianu între anii 1919-1922. Încă din acei ani s-a distins prin seriozitate și dragostea de carte, ambele insuflate de părinții săi, Emil Palade, profesor de filosofie, și Constanța Cantemir Palade, învățătoare. Mai târziu a hotărât să urmeze liceul la Alexandru Hașdeu din Buzău, bine cunoscut pentru calitatea învățământului. Era pasionat de istorie și de limba latină. După obținerea bacalaureatului, în ciuda faptului că tatăl său spera să-i calce pe urme în domeniul filosofiei, George Palade a optat pentru științele exacte. În 1930, din proprie inițiativă, s-a înscris la Universitatea de Medicină din București. Își aflase vocația. Dovadă că încă din timpul anilor de studenție a început să lucreze ca asistent în laboratorul de anatomie, cot la cot cu Francis Greiner, profesorul de anatomie, și André Boivin, profesorul de biochimie. Absolvit printre primii și în anul 1940, a reușit să susțină la Universitatea de Medicină și Farmacie din București teza de doctorat cu titlul Tubul urinifer al delfinului, studiu de morfologie și fiziologie comparative. Deși se pregătise ca internist, teza gravita în jurul anatomiei microscopice. Mai mult, în tema aleasă încercase să studieze adaptarea funcțională a unui mamifer la viața acvatică, prin urmare, teza se distingea și prin originalitate. În timpul celui de-al doilea război mondial, tânărul medic s-a înrolat în corpul medical al armatei române cu gradul de locotenent. Anii de teroare ruso-comunist au fost evitați, mulțumită îndeoseb norocului, fiindcă numai el, norocul, l-a scos din țară atunci, în 1946, când, încurajat de profesorul Grigore Popa, urmașul profesorului Rainer, a plecat cu soția în Statele Unite să-și îmbogățească studiile. Din autobiografia sa, rezultă că, pentru câteva luni, a lucrat la Laboratorul de Biologie al Universității New York, alături de profesorul Robert Chambers. Acolo l-a întâlnit și pe profesorul Albert Claude, care i-a descris fascinanta lume a microscopiei electronice și care l-a invitat să lucreze împreună. Răspunzând invitației, în toamna anului 1946, Palade s-a mutat la Institutul Rockefeller, unde a creat, împreună cu profesorii George H. Boom și Walter Schneider, metoda zaharozei pentru omogenizarea și fracționarea țesutului ficatului. A fost și momentul de debut al cercetărilor microscopiei electronice cu scopul de a dezvolta anumite proceduri de preparare aplicabile la țesutul organizat. Pentru acest tip de cercetare se afla acolo și numai datorită lui a putut să definească structura mitocondriilor și să descrie particulele componente ale citoplasmei, numite mai târziu ribozomi sau, în onoarea sa, granulele lui Palade. Meritele științifice îi vor aduce în anul 1956 titlul de profesor la această înaltă instituție de cercetare și învățământ. Conform autobiografiei, alături de Keith Porter a investigat diferențierile reticulului endoplasmic, iar împreună cu Sanford Paley a deslușit structura sinapselor chimice. Laboratorul de la Institutul Rockefeller a început să fie cunoscut pe plan mondial și s-a transformat într-un centru de instruire în Microscopia Electronics Biologics. Pe la mijlocul anilor 60, după ce preluase conducerea Departamentului de Biologie Celulară, cercetătorul român a decis să se aplece din nou asupra fracționării celulei pentru definirea compoziției sale chimice și a rolului funcțional al componentelor subcelulare nou descoperite. În decembrie 1965 va vizita România natală într-o delegație a Academiei Statelor Unite.
va repeta vizita în 1969. În 1970, la un an după decesul primei soții, se recăsătorește cu Marilyn Gist Farquhar, de profesie biolog. În 1973, Palade a părăsit Universitatea Rockefeller pentru școala medicală a Universității Yale, Connecticut, convins că va reuși să realizeze o colaborare fructuoasă între patologie, medicină clinică și noul domeniu al biologiei celulare. În 1974, profesorul Emil Palade a primit premiul Nobel pentru fiziologie sau medicină, împreună cu profesorii Albert Claude și Christian de Duve, pentru descoperiri privind organizarea funcțională a celulei, ce au avut un rol esențial în dezvoltarea biologiei celulare moderne, cu referire la cercetările sale efectuate la Institutul Rockefeller pentru cercetări medicale. Prezentarea făcută de profesorul Palade la ceremonia conferirii oficiale a premiului Nobel a avut loc la 12 decembrie 1974 cu titlul Aspecte intracelulare în procesul de secreție a proteinelor. Textul a fost publicat în 1992 de Fundația Premiului Nobel. În 1990 s-a mutat la Universitatea din San Diego, unde a rămas până la sfârșitul vieții. Printre cele mai importante premii primite de-a lungul vieții se numără Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, Premiul Lasker 1966, Gardner Special Award 1967, Premiul Hurwitz 1970. Începând cu 1961, a fost membru al Academiei Naționale de Științe din Statele Unite, a fost ales membru de onoare al Academiei Române, iar în anul 1986, președintele Ronald Reagan i-a oferit Medalia Națională pentru Merite Deosebite în domeniul științei. În ziua de 7 octombrie 2008, George Emil Palade, savantul american care nu a renunțat niciodată la cetățenia română, va închide ochii, pentru ca numele lui să intre în eternitate.